Andrei Maioreanu și Dian Popescu au fost promovați în Ministerul Energiei. Maioreanu va ocupa funcția de secretar de stat în minister, în timp ce copreședintele al de Gorj este consilierul ministrului Toma Petcu. Cei doi au refuzat să comenteze promovările. Andrei Maioreanu și Dian Popescu vor avea ocazia să sprijine mai mult complexul energetic Oltenia. Cei doi au fost promovați în Ministerul Energiei, iar politicienii de la Gorj au încredere că se vor descurca în noile poziții. Spre deosebire de cei care nu mai credeau, eu eram printre aceia care au sperat clipă de clipă că o astfel de mutare se va realiza și iată că ea s-a confirmat. Asta este, trebuie să recunoaștem, meritul liderilor de la Gorj, meritul organizației, pentru faptul că prin susținerea pe care au etalat-o de fiecare dată pentru domnul Andrei Maioreanu, ocuparea funcției de secretar de stat în Ministerul Energiei este în acest moment o certitudine. Victor Ponta a comentat și el cele două numiri. Doi gorjeni sunt în Ministerul Energiei începând de ieri, domnul Maioreanu și domnul Dian Popescu. Credeți că acest lucru va îmbunătăți oarecum situația de la complexul energetic Oltenia? Eu sper că da, dar să știți că nu secretarii de stat iau deciziile. O să le ia guvernul și sper să ia cât mai repede decizii ca să salvăm și Oltenia și Hunedoara, pentru că a venit primăvara și știți cum, acum începe să vină energia hidro, vine energia regenerabilă și o să fie foarte greu de supraviețuit. Dan Ilie Morega laudă și el numirea lui Maioreanu în funcția de secretar de stat. Orice promovare a unui gorjean în structurile centrale ale administrației publice este un lucru benefic. Eu sper și încerc să am și încredere, până la proba contrarie, că Andrei Maioreanu, în calitate de secretar de stat pe problemele mineritului și pe problemele hidro, pentru că aceste domenii au fost repartizate de către ministru prin ordin, va putea să își realizeze cu succes atribuțiile ce revin. Andrei Maioreanu a fost propunerea PSD Gorj pentru funcția respectivă.